Program sponsorizat de Sanopas. E simplu să ai grijă de sănătate. Să avem pardon, am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securici. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Înainte de toate, scuze pentru voce. Asta e, alta n-am zilele astea, măcar azi, spre deosebire de ieri și alaltă ieri, nu mai am febră când dau emisiune. Da, sper să fiu bine până luni. La fel și vouă vă doresc. Așa, acum să râdem. Să râdem de primul om în stat. Cum nu mai avem stat, Klaus Iohannis e practic primul om în nimic. A, chestie foarte amuzantă. Să nu credeți că noi nu ne uităm la date, la cifre. Suntem 25 de clase peste specialiștii lui Iohannis. E, noi primim audiențele la emisiune pe minute, în fiecare zi. Mă rog, sunt erori mari, e un rahat sistemul ăsta de măsurare, suntem undeva în evul mediu cu măsurarea audiențelor, dar îți dai totuși seama de niște chestii. E, până acum vreun an, când apărea Iohannis în spatele meu aici pe ecran, pac, audiențele în cap. Da? Da. Voi, haideți, idolatrilor, recunoașteți. E, de vreun an încoace, încet, dar sigur, audiența nu mai pică atunci când vorbim despre ferul Cotrocel. Asta așa, ca să știți că știm, da? Suntem cu ochii pe voi. Alo, domnul, lăsați-o pe doamna, măcar până la pauză, da? Haideți că, alo, sunt 7 minute de publicitate, să nu-mi ziceți că n-aveți timp. Deci, ferul Cotrocelu, din ciclul Dacă doriți să revedeți. Campania de vaccinare a fost un succes. Noi practic am oprit pandemia. Simplu, nu? Asta era în luna iunie, anul ăsta, 2021. Practic, oprise o mușteanu pandemia. Dar cred că a lăsat-o în pantă, nu i-a tras frâna de mână. E, ce spune azi de la Cernavodă același individ? Valul 4 ne-a lovit foarte rău. Așa e pandemia, domnul Robo, perversă de... A făcut pe moarta în păpușoi și când matale te-ai dus la priză, să te încarci, știi? S-a ridicat și uite ce nenorocire a adus pe capul nostru. Mă gândeam, cum fac echipele de fotbal cu antrenorii, dacă știți? Boss, nu vrei tu să-ți plătim contractul până la final, dar să ne lași în durerea noastră? Ar trebui să mergem și la Iohannis cu propunerea asta. Neneferu, îți dă în casă, mașină, tot ce are și Iliescu, dar lasă-ne să ne vedem de viață. Du-te, pleacă, îți dăm și onoruri militare, salve de tun și decorații când o să te întorci pe planeta mamă, dar lasă-ne. Trist, dar adevărat. Oh, tristă? Tristuț, așa. Mor oameni cu zile din cauza măsurilor criminale ale statului român reprezentat de Klaus Iohannis, chestiune care e cumva tristuță, așa, nu? Și mai cred că s-a ajuns mult prea departe cu managementul de catastrofă, cum îi spune domnul Arafat. Că domnul Arafat ne spune așa: am luat hotărârea, eu, noi, guvernul, să amânăm operații, alte tratamente până mai încolo, pentru că acum avem COVID. Mai mult de atât, domnul Arafat ne spune că da, domne, am auzit de ceva numit Constituție, dar Constituția nu face bine pe nimeni, așa că nu prea ne interesează acum. Este un ordin de management și de triaj într-o situație de dezastru. Și îmi pare foarte rău dacă medicina de dezastre nu este în concordanță cu Constituția. Cred că e clar pentru toată lumea. Principala catastrofă în valul al patrulea nu mai e pandemia, ci guvernul. Pandemia a fost catastrofă în primul val, în al doilea, dar atât. Apoi toate guvernele lumii civilizate s-au prins care-i treaba și au rezolvat-o.
când ai valul al patrulea ca la noi, nu pandemia e catastrofa, ci guvern. Asta nu știe sau nu vrea să știe domnul Arafat. Suntem alături de Italia, care este cea mai greu încercată țară. Și dincolo de medicină, sunteți ambasadorii României, ceea ce este extraordinar. Și ne onorează și vom încerca să ne ducem misiunea în sfârșit. Nu pot să le urez decât succes, succes împreună cu colegii voștri din Republica Moldova. Mai știți, nu? Eram șmecher, trimiteam ajutor altora, noi fiind panaramele pământului. Am refuzat să ne pregătim pentru valul al treilea, apoi pentru valul al patrulea. Da, pentru că prostul, știți, nu e prost destul dacă nu e și fudul. Domnul Robo, cereți, domne, ajutor țărilor din UE, mai repede, mor oamenii cu zile. Cereți medici, cereți echipamente, paturi de ATI, orice. Nu este stilul meu să dau replici. Păi nu e normal, ca să dai replici trebuie să te ducă un pic bidonul. Matale ești, mă documentez și vă zic, ce replică să dai? Cum să nu ceri ajutor când tu, doar tu din UE, nu mai poți trata pacienții? Astăzi se moare cu zile în România. Oameni buni, nu doar că ne vom îmbolnăvi cu toții în stilul ăsta, dar vom pierde șirul morților, ascultați la mine. Deja mor copii pentru că nu mai sunt locuri la ATI, iar președintele statului e tristuț, da, a pus buziță. Sunt foarte îngrijorat, recunosc, am primit datele de astăzi despre pandemie. Doamne, este inadmisibil așa ceva. Ferul merge pe la summituri în perioada asta, se întâlnește cu alt șef de stat, stă de vorbă, o arde așa la Caterin că ia medalii, în loc să se roage de aia, bă, bă băieți, bă, ajutor, suntem praf, mor oamenii ca proști în țara mea, ajutați-ne, cumpărăm câte arme vreți voi. Cum ziceam, așa-i fudulul, tată, cu coada pe sus, inimaginabil. Bine, e normal ce moare el în spitale. La Timișoara, spitalul de boli infecțioase este plin cu pacienți nevaccinați. Instalațiile de oxigen sunt supra-solicitate. Conducerea a cerut ca un echipaj de pompieri să stea în permanență în curte, pentru ca în cazul unui incendiu, intervenția să fie rapidă. Poftim, se stă cu pompierii la poarta spitalului pentru că oricând poate să explodeze ceva. Toate sunt întinse la maximum, supra-solicitate. Personalul medical este insuficient și foarte, foarte obosit. Dar nu cerem noi ajutor nimănui. Mai repede nu mai tratăm alți pacienți decât să sune robotul la doamna Ursula și să zică: fetiță, gutu-te în tac, bite, veniți încoace, mă, că murim ca proști în casă. Sfârșit de săptămână entuziasmant pentru tinerii belgieni. De aseară s-au redeschis cluburile de noapte după mai bine de un an și jumătate. Intrarea este însă permisă doar celor vaccinați sau care prezintă un test negativ. Mai știți? De ăștia râdeam noi în vară. Mamă, ce mai râdeam? Puu, erau Iohannis, Câțu. Am învins, am făcut și noi ne uitam. Ia uite, bă, proștii ăștia de până Europa. Bă, proștii naibii. Să ne înțelegem, în vestul Europei, pandemia, în acest moment, e gata, mă, e papa, la revedere, au rezolvat-o. De ce nu le cere ajutor acelor oameni? Că de-aia suntem în UE, de-aia cotizăm toți banii pe care noi avem la NATO, de-aia cumpărăm atâtea arme, să putem cere ajutor când avem nevoie. Nu doar să trimitem ajutor și medici, soldați care să moară în lupte stupide. We've done it. New South Wales has hit 70% double vaccination. After more than a year and a half, we've finally reached the other side of the pandemic. Freedom Day is still set for next Monday. Grecia relaxează restricțiile în totalitate pentru persoanele vaccinate care își vor putea relua activitățile ca înainte de pandemie. Aia, și ce, mă, și ce? Nu-i nimic, că noi ne plimbăm pe la centrala nucleară. Poate așa ne protejăm, nu? Cu ceva nuclear. Trebuie să scăpăm într-un fel sau altul. Pentru că mai e ceva. În timp ce toți au ieșit cu totul la suprafață din această perioadă neagră, noi ne scufundăm mai departe, de la o zi la alta. Cât de departe suntem de ce s-a întâmplat anul trecut în Italia? Mi-e teamă că deja suntem în acest scenariu. Este cât se poate de evident că spitalele și unitățile de primiri urgențe sunt asaltate, sunt copleșite.
Despre asta vă spunem din martie, au avertizat toți specialiștii. Bă, o să fie nasol, foarte nasol în toamnă. Și fix despre asta vorbim azi. Murim ca idioții pentru că guvernul n-a pregătit în niciun fel, atenție, în niciun fel acest val 4. Și nici nu cerem ajutor nimănui. În schimb, guvernul a știut să ascundă morți din nou și a fost foarte, foarte atent să pregătească congresul marelui PNL. Puh! Despre asta e vorba, oameni buni. Marea catastrofă în al patrulea val n-a fost pandemia, ci au fost prostia, ticăloșia, indiferența, nesimțirea. Este pur penal ce s-a întâmplat, să ne înțelegem, pur penal. Da, na, păcat că nu mai sunt procurori în țara asta, adică s-ar fi făcut toți taximetriști, ceva. Cu toate că 100.000 de plângeri penale, așa, pe fiecare persoană fizică cu funcție în guvern în ultimul an, ar putea să cântărească ceva, da. N-am primit încă nicio plângere. Dacă n-ați prins-o, astăzi a fost Iohannis la Cernavodă să-i zică la mulți ani centralei atomice de acolo. Or fi rude ceva, da. Și că băiatul centralei o ține pe o verișoară de-a lui Iohannis. O aeroterm. Da. Așa-s tradițiile la mașinării. Na, cum le avem și noi pe ale noastre. Bine că a construit ceașcă ceva cu părinții și bunicii noștri ca să aibă și Terminator ce să sărbătorească azi. Da. A fost astăzi unul dintre cele mai triste spectacole ale lui Robo. Am văzut că în media, în talk show-uri, în articole, sunt foarte multe opinii. Pe mine nu mă interesează teoria chibritului, pe mine mă interesează să avem un guvern care poate să gestioneze bine România. Mamă, cum a zis-o, ce scârbă pe caroseria lui... am văzut că vorbiți, mă, că vă dați cu părerea voi, mă, niște viermi firăței dracu să fiți, că altfel nu pot să vă zic, da? Dar pe mine mă doare la toba de eșapament de ce ziceți voi, bă. Da, mă, nene, mă, ne dăm cu părerea, ne agităm, că e vorba despre viața noastră. Am văzut ce rahat de bivol faci, ma tale, când ești lăsat să zburi prin democrație ca o motocoasă prin rapiță. Pe mine nu mă interesează teoria chibritului, pe mine mă interesează să avem un guvern. Ei, alo. Mai ușor cu teoria chibritului într-o țară în care arde un spital în fiecare lună. Da, azi mai avea puțin Robo și o zicea direct cu cine vrea guvern. E, și voi acum cu cine? Haideți, bă, că s-au prins și bordurile cu cine. Cu unii pe care președintele îi apreciază de mult, nu da cu de mult, PSD, toxic de-a dreptul, acest partid nociv, baronii roșii. Eu m-am săturat, vă spun, de atâția penali și infractori în vârful politicii românești. Partidul Social Democrat este principalul vinovat pentru acest dezastru. PSD a demonstrat că nu este capabil să se schimbe. Rămâne aceeași formațiune retrogradă a baronilor roșii, rușine. Rușine PSD-ului. Să scăpăm de PSD! Cum să lăsa așa în glas PSD, penalii, ciuma, muma, spuma. Iar acum o să-l vezi. Ce oameni responsabili, domne, câtă maturitate, ce băieți, ce suflet de patrioți au în ei, domne. I-a chemat la consultări luni, până la urmă, da. Ne-a și explicat cum vede dânsul treaba asta cu democrația, cu alegerile, cu premierul. Te strici de râs, tată. Omul a furat curent grav de tot. Facem consultări cu partidele politice, după care voi face o analiză și voi anunța public pe cine voi desemna pentru formarea unui guvern. Ce să analizezi? Bosule, tu ai pus-o pe Veorica, pe timp de pace, ca să zic așa. Nu cred că mai ai ce să analizezi.
Și dacă ți-aduc ăștia un șlap, na, dreptul ca să-ți placă ție, ar trebui să-l desemnezi premier. Că doar nu vor fi două majorități, nu? Contează cine poate aduna voturile. Pălă-l pui! De-aia e democrație, de-aia îi spune democrație. Nu pui pe cine vrei tu după analizele tale. Că te știm, ești un foarte mare analizator, da. Am decis să dau PSD-ului încă o șansă încă o dată. Pasta cum ai analizat-o? Deci lasă-ne cu analizele matale. Dau rateuri mai mari decât testele rapide. Analizează-te pe tine, pe, nu știu, sepepiștii de la Cotroceni. Analizează grădinarii, șoferii, dar nu ne mai afecta nouă viețile. Luați în calcul și declanșarea alegerilor anticipate? Ce-ar aduce? Aceleași partide, probabil cu aceleași procente, poate puțin modificate. Ce prostie! Cum crede el că ne poate minți cu asta? Vedem săptămână de săptămână sondajele, dar, spre deosebire de matale, noi ne mai întâlnim și cu oameni. Noi ne întâlnim cu oameni care ne zic și altceva decât șeful, ești extraordinar, șeful, ești idolul meu. Că eu cred că de-aia vă pierdeți mințile, mă, când aveți putere. PNL-ul e în bot, tăticule, matale, ca migu. Vă iubește poporul ca pe facturi. Da, ca ziua de luni ești iubit, domnul Haos Iohannis. Deci, nimic. Același președinte praf, care urmează să facă praful și mai praf. Apropo de... ce mai face Cățun? Dacă puteți să mă lăsați și pe cineva să pună întrebări, deci... Să vă zic un banc, l-am auzit zilele astea. Ci că doi mincinoși la baltă cu ochii pe plute, la un moment dat trece un cortegiu funerar, popă, cântece, bocete. Na, unul dintre pescari se ridică în picioare, își dă căciula jos din cap, bagă repede niște cruci așa, celălalt pescar îi spune: bă, Vasile, bă, nu te știam așa religios. Bă, hai mă, te rog eu frumos, totuși am trăit cu ea 30 de ani. E, de ce naiba au politicienii impresia mereu că o să-i regretăm? Bă, Vasilică, atunci când zicem că ești mai rău decât Dăncilă, să știi că nu o regretăm pe ea. Nu, deloc. Zicem așa doar ca să-ți arătăm cât de jos ești. La decizia ca Partidul Național Liberal și Guvernul să susțină plafonarea prețurilor la energie în România va fi o decizie luată în prima ședință de guvern, după ce se va rezolva criza. Deci vom susține plafonarea prețului la energie la prețurile pe care le vedem în această perioadă acum. A, ați văzut? Ce hărnicie l-a apucat pe Câțu după ce l-au demis ăștia? Alo, Vasilică, stai mă liniștit așa, stai chill, că nu să dau bonusuri, mă, nu să plătesc suplimentare, nimic. Zero salarii compensatorii. Ce vorbești, bă? Vrea să ne facă să ne pară rău, știi? Să zicem, bă, ce băiat am aruncat la coșul de gunoi al istoriei, mă! Ce hărnicuț era el nemernicilor care l-ați demis! Da, cel mai nasol e când incompetenții sunt și harnici. De aceea avertizez toate companiile care vor să profite de acest anunț în perioada următoare să nu se chinuie, pentru că vor folosi plafonarea la prețurile actuale. Practic, că Câțu a ieșit să se laude că tocmai le-a umplut buzunarele unor speculanți ordinari. Da, își caută și el un loc de muncă. Deci Vasilică plafonează, dar la prețurile de acum. Ori prețurile de acum sunt umflate prin furt. Așadar, ce face Câțu? Legalizează furtul. Simplu. E, și ne prezintă asta ca și cum... Bă, ce ne-a ajutat el pe noi... Ce-a mai făcut Căcâțu aseară? A dublat bursele elevilor, le-a triplat, a dat bani la copilași, mă! Pentru că el se ocupă de țara asta, mă, și de viitorul ei! Bursele de performanță cresc de 5 ori. De la 100 de lei la 500 de lei per elev. Bursele de merit se dublează de la 100 la 200 de lei. Asta să vedeți mojicie. Deci Vasilică a luat aceste decizii, dar ele azi n-au nicio valoare. Dar, le va pune Vasilică în practică atunci când o să fie din nou premier.
Așadar, care e condiția ca toate acestea să se întâmple? Păi să fie Vasilică premier din nou. Dă, altfel spus, un șantaj ieftin din partea unui Vasilic și mai ieftin. Știți ce mi se pare trist în toată porcăreala asta cu guvernul? Vasilică și PNL nu-și dau seama ce bolnavi sunt ei la căpuț. Da? Guvernului știe asta și un copil de grădiniță, îi se mai spune executiv. De ce oare? Pentru că execută. Dă, adică pune în practică legile pe care majoritatea parlamentară le adoptă. Hai, înapoi la clasa a treia toată lumea. Dumneata, ești nebun! Da, tată, da, trebuie să ne întoarcem puțin la abecedar. O majoritate parlamentară pune un guvern. Acel guvern pune în practică ce legi dă acea majoritate. E, la noi e cu totul invers. Câțiva băieți de la guvern legiferează prin ordonanțe de urgență și avem un parlament fără nicio majoritate care se uită ca prostul și care nu poate să cheme la ordine acest guvern de băieți plecați pe câmpii. N-avem aprobare. N-avem. Nu vi se pare și vouă că USR-ul atârnă după ăștia de la PNL? Dați-l jos pe Hâțu și o să ne întoarcem acasă, da? Facem iar coaliția mare și frumoasă. Alo, alo! Ce sindrom v-ați ales, mă? Liberalii vă trag din toate pozițiile. Președintele la fel și voi o tot țineți gaia, mațul cu coaliția de centru noaptea. E limpede astăzi că PNL și Iohannis nu fac altceva decât să se asigure că USR nu mai vine la guvernare. Cum altfel s-ar putea explica istericalele lui Vasilică de la moțiune? USR joacă alba-neagră cu guvernarea. E, ce face președintele Iohannis după moțiune? Simplu, zice că toată criza e din vina irresponsabililor care au plecat de la guvernare. Adică fix ce a zis și pe scena Congresului Liberal. E greu de negociat cu un fost partener care a votat să-ți dărâme guvernul. Na, probabil că asta înseamnă lenea prezidențială, cu această amânare a consultărilor. Bă, liberalii, găsiți o soluție, mă, alta decât USR, partidul extratereștrilor, partidul oamenilor inexistenți, bă, orice, dar nu USR. Ce poate fi mai amuzant decât faptul că PNL s-ar putea alia cu PSD tocmai din cauza faptului că USR s-a aliat cu PSD ca să dea jos guvernul, ceea ce este de neacceptat pentru PNL? Mă rog, mai e până acolo. Poate nu atât de mult pe cât ar părea. A, fiți atenți cum facem. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate. E, cum ar fi după publicitate să-i găsim pe ăștia PNL și PSD gata îmbârligați? Stați aici, stați pe prima, să vedem. Bun, gata, am revenit. Ia să vedem, ia să vedem. PNL plus PSD egal din nou love? A? A, ci că nu încă. Voi încerca împreună cu cei mai maturi, mai responsabili, să găsim o ieșire din această criză. Eu sunt hotărât să găsesc, împreună cu partidele care au maturitatea politică necesară, o ieșire din această criză. Adică fără USR, ce s-o mai... A zis-o de 17.000 de ori, s-o priceapă și cel mai prost penelist. Șansele încep cu un telefon din partea PNL-ului prin care spun avem o nouă propunere de premier. Și în momentul ăla începem să ne așezăm la masă și începem să discutăm. Băi, 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 alo, băieții, nu e mă nicio masă, niciun scaun al negocierilor nu e acolo. La naiba nu e nicio negociere. Sunteți la fel de departe de guvernare ca aur în momentul ăsta. Și mai e o chestie aici, asta cu guvernare minoritară. Foarte probabil ne vom duce în zona unui guvern minoritar. Ia uză-l și pe deșteptul ăsta. Da, mă, că mergem în ce zonă vrei tu, așa, că suntem la cheremul vostru. A, păi facem guvern minoritar. Păi atunci de ce mama zmeilor mai punem guvern cu majorități? A? Bă, dar tâmpiți mai suntem, mă. Ne luăm după toți proștii aia din vest, din... Bă, niște tâmpiți, niște idioți.
Așa e cel mai bine, domne. Faci un guvern cu doi oameni, nici nu trebuie să fi fost la alegeri oamenii ăia, nu. Și apoi îi susții, dar nu în Parlament. Nu, tată, nu. Bă, asta e o greșeală, bă, să-i susții în Parlament. Nu. Trebuie susținută toată treaba de o coaliție de asta, făcută din SRI, DNA, SIE. Și dacă vrei chiar o largă majoritate așa, poți să lini și niște clanțe de ambasade. Da, atunci chiar faci o majoritate, mua, beton. Dumneata vezi de treaba dumitale și nu mai da sugestii. Așa e în democrația noastră. A, dar ce ne trebuie, domne, parlament? Lasă, domne, guvernăm cu ordonanțe de urgență. A, dar ce ne trebuie majorități? Lasă, dragă, că o facem minoritar așa. Mă, ce tâmpiți! Ăștia sunt și tâmpiți și păguboși. Mamă, ce ne-au mai bătut la cap în ultimele săptămâni cu porcăria asta. Domne, ce facem, domne, acu? Lăsăm țara fără guvern? Te zici că se închid ministerele, mă, se pun scaunele pe mază ca la cârciumă, la ora închiderii, știi? Și gata, hai, mă, toată lumea acasă. Deloc! Muncesc niște oameni acolo, sunt funcționari, angajați, își văd de treaba lor. Pleacă niște unii ca ăștia. Și este la un număr de persoane în sus? Zona aglomerată, nu cred că putem defini într-un spațiu de 1000 de metri pătrați și sunt 5 oameni, nu pot să spui că este o zonă aglomerată. Pe 5 metri pătrați, dacă sunt 5, este o zonă aglomerată. Mă rog, asta am demonstrat de mult, nu mai era nevoie să... Praf, tată, praf! Zero creier pe metru pătrat, întuneric, pătrat, frate. Bună seara, numele meu este Dragoș Pătraru și vă prezint... Se apucă deci Bode să ne explice cum e cu aglomerația și purtarea măștii în locuri aglomerate. Ia! Zona aglomerată o poți defini în funcție de activitatea în care ești implicat. Am vorbit foarte clar, vorbim de activități individuale. Așadar, ca să nu mai zguduim aiurea, nu se poate defini o zonă aglomerată, domnule. Doar dacă îl duci pe unul în cârcă, atunci poți să zici, da, bă, uite-i pe aia doi ce s-au mai aglomerat. Sau, dacă faci sex în parc. Alo, băi, purtați măști, mă, că stați cam unul în sufletul celuilalt, nu? Dar altfel, dacă tu de felul tău te simți mai singur așa în sufletelul tău, bă, poți să fii în mijlocul unei grămezi de ruibi. Nu porți mască, tată. S-a reintrodus obligativitatea purtării măștii, însă deocamdată nimeni nu știe în ce condiții, nici măcar ministrul de interne. Și legat de regulile astea care sunt date pur și simplu la mișto, chiar înainte să intru în emisiune, mi-au zis de la cafenea că a venit azi un nene, s-a așezat frumos la masă, a arătat dovada vaccinării, iar când i-a fost scanat codul, pac, roșu, alarm acolo, pe telefon, omul avea test pozitiv acum mai puțin de 2 săptămâni. Dar el era relaxat, domne, că e vaccinat, că, da, venise să ne îmbolnăvească și pe noi. Incredibil! Este fix ce spun aici de atâtea zile. Haos! Haos, Iohannis! Astea nu sunt măsuri, oameni buni, sunt bâlbe, sunt niște accese de panică. Iar astea despre care discutăm în fiecare seară nu sunt autorități. Din simplul motiv că nu mai au nicio autoritate. Nu-i mai crede nimeni pe ăștia. Și ce să crezi? Că poate ai vrea să crezi, dar ce să crezi? Că se contrazic în aceeași frază vorba aia. Să ridicăm încet, încet presiunea după sistemul medical. Sunt convins că vom trece și peste această situație dificilă, dar nu putem să trecem numai împreună. Eu prezint scuze, dar ăsta n-ar trebui dat la televizor, pentru că, bă, tâmpește copiii, îi face cu căpșorul. Ce învață la școală nu mai contează, că vine Bode cu bodismele lui. El ia presiunea după sistemul medical. Vai de capul tău, agramatule. Se ascunde presiunea după sistem sau cum? Hai, mă, urlă, bă, urlă profesionalismul în el ca șoșoaca la proteste. Proști mai sunteți, mă. Care este explicația pentru care în biserici se poate intra și în aer liber, spre exemplu, îți trebuie certificat digital? Legat de accesul la unitățile de cult, este în vigoare un ordin comun, Ministerul Sănătății, Ministerul Culturii. Aha, deci se face așa pentru că așa au zis unii, dar nu pentru că am putea da și o explicație de ce e așa, a?
Sunt doar măsuri de protecție. În toate locurile închise, așa, acum ați impus certificatul digital, mai puțin în biserici. Care este explicația? Nu cred că în toate este impus certificatul. Peste tot unde e spațiu închis sunt condiții... O să vedem cu actualizarea ordinului comun cu Secretariatul de Stat pentru culte. Secretariatul, tată, și noi ne dăm cu fundul de reșou că, vai, ce o să facem fără guvern? Păi, cred că o să facem foarte bine. Și acum, dragii mei, cireașa de pe tort. Mă rog, mai corect ar fi bomboana de pe colivă. Nu m-ați lămurit ce soluțiile mai rămân la dispoziția autorităților pentru a opri creșterea numărului de cazuri. Nu spuneți doar că dumneavoastră nu puteți să luați soluțiile. Păi nu pot. Am înțeles asta. Eu v-aș răspunde. Dar de ce să fie soluții la autorități? Ce? Vreți să mai zic ceva? Nu. Nu. Ce? Deși nu cred că e bine să zic ce-mi trece prin cap acum. Da? Deci doamna este Adriana Pistol, directorul INSP, Institutul de Sănătate Publică. Și zice că oamenii trebuie să rezolve, nu autoritățile, da? Autoritățile nu trebuie să aibă soluții, ci oamenii, cetățenii, populimea tată. Chiar nu vreau să mai zic ceva, da? Mă duc aici pe hol, dau de câteva ori cu fruntea în calorifer, mă liniștesc, revin. Mersi. N-ai liniște cu ăștia. Da, hai că m-am mai liniștit. Nu știu, o fi și doamna unul dintre specialiștii pe care invocă guvernul de un an și jumătate, a? De când se face el că are grijă de noi? Am făcut această propunere după ce am discutat cu mai mulți specialiști care mi-au spus foarte clar că nu există o diferență. Am discutat cu mai mulți specialiști. Asta e ca aia. Hai bă, că am vorbit eu cu niște băieți, aruncă-te în cap, mă, că nu pățești nimic. Bă, ce băieți? Hai mă, niște băieți, n-ai tu treabă. Hai, aruncă-te, n-auzi. Noi, țineți minte, am avut tot felul de-a lungul timpului, tot felul de măsuri stupide care au fost luate, făcându-se referire la specialiști și, de fapt, erau decizii politice care nu aveau legătură cu recomandarea unor specialiști. Opa! Rafila PSD, nenoro. Deci ați auzit, nu? Decizii politice care nu aveau legătură cu specialiștii. Sună atât de grav și atât de previzibil, adică na, mulți au zis-o, dar acum o spune un medic, un om care știe cine sunt specialiștii. Că na, se învârte printre ei pe acolo, știe cu cine ar putea să se consulte politicienii. Și iată, n-au vorbit, bă, cu niciun specialist. Da, au vorbit între ei și aia a fost. Dar oare domnul Rafila ar putea să vină cu această declarație și la un eventual proces? Nu știu, un proces așa a pornit de vreun grup de români, niște oameni nemulțumiți de măsurile guvernului în pandemie. Habar n-am eu, da? Așa, da, întreb ca opinia publică, știți cum e. Lucrurile astea se răzbună, din păcate, acum. Guvernul a fost demis, dar responsabilitatea nu poate fi eludată de către membrii, a spune, fostul executiv, care girează în momentul de față interimar administrarea României. Bine, și domnul Rafila nu putea să ne spună mai devreme toate astea? Sau, nu știu, măcar să clipească de trei ori? Sau să stea în spatele lor când dau aia declarații, când anunță măsuri, să facă de alea? Alo, nu e mă, e vrăjeală, abar n-au, nu vă luați după ei, bat câmpii, stați cumiți, purtați mască, testați-vă, vaccinați-vă. Acum când suntem cu toții în rahat, mersi domnul Rafila. Da, dar pe colonelul l-ați auzit? Pe Gheorghiță. În ceea ce privește evoluția campaniei de vaccinare și scăderea ritmului în perioada sezonului de vară, vorbim de un procent mare de persoane ezitante, vorbim de un procent de persoane pentru care informațiile false au avut un impact suficient de mare, ridicarea restricțiilor a contribuit fără doar și poate la demotivare, cu atât mai mult cu cât situația epidemiologică era una foarte bună. Oh, bravo! Mersi și ție, domn colonel! Știe, mă, și-a făcut temele, păi da, știe exact ce n-a mers.
Da, evident că puteau să anticipeze toate astea încă de atunci. Puteau să informeze lumea, să explice inteligent despre ce e vorba cu vaccinarea, să combată dezinformarea. Dar ei nu, mă, hai cu relaxare, hai! Relaxare, băieți, hai la relaxare! Da, așa strigau, mă, Superman și Robocop. Și uite, acum ne iese relaxarea pe nas la toți. Nu, e clar că putea să le zică și colonelul orice, că tot ca ei ar fi fost. Suntem într-un paradox. Suntem în pandemie, avem arma pentru a termina pandemia, este vaccinul, și în continuare lumea stă și nu se vaccinează. Nu pot să înțeleg. Ce nu înțelegi, mă, nene? Tu nu înțelegi nimic pe planeta asta sau cum? Ți-a explicat și Gheorghița Adineaur. Ce nu înțelegi? Poate că vom afla într-o zi cum se luau măsurile, a? Cine erau specialiștii, cel puțin în ultimul an cu Câțu premier. A? Stăteau Iohannis și Vasilică într-o cameră și de jur împrejur numai specialiști. Da, am înțeles, Batman, Spider-Man, Chip și Dale, Bugs Bunny era acolo, da? Fetițele Powerpuff, numai personalități, nu? Ne dăm seama acum că s-a greșit profund. Ce voiam să vă mai întreb? Cu școala, cum mai e? Că aveți copii, aveți nepoți, mai merg la cursuri, mai știți ceva de ei? Că eu de câteva zile până nu mai înțeleg nimic. Mă uit așa și... Vreme de 3 săptămâni, în toată România, nu am înregistrat nicio situație în care să se solicite efectuarea acestor teste. Nici măcar una. Ca să înțelegem bine amploarea solicitării. Să-i crească nasul mincinosului? Să-i crească? Păi numai noi aici la emisiune știm 10 exemple cu celebra testare din ziua 8-a. Da, ziua 8-a, banca de la geam. Cum să vii, mă, omule, cu de-astea? Pe cine crezi că prostești? Oare ăștia și-au propus să-i facă statuie lui Abraham Burica? Că eu nu-mi dau seama, domne, care-i faza cu câmpeanul ăsta? Nu avem capacitatea să testăm. Nu avem cabinete medicale în școli. Asta este situația. Aceasta este situația. Da, ar trebui să-și scrie asta pe frunte și să nu mai deschidă gura. Domnul Câmpeanu? A, gata, ok, am înțeles. Aceasta este situația. Lăsați că ne descurcăm noi. Uite, am mai găsit una bună cu testarea din școli. Nu, că nici nu mai discutăm dacă e bună testarea, dacă nu e bună, dacă facem, cum facem, ce să facem. Numai așa, ca să vedem ce dezorientați sunt oamenii, să vedem cine și-a asumat misiunea asta să se ocupe de noi. Deci, testele cu salivă pentru elevi. Astăzi am avansat propunerea în Comitetul Interministerial. Urmează să formalizăm această solicitare și să se discute la nivelul Guvernului. Ar putea să se întâmple până săptămâna cealaltă? Ar trebui să se întâmple. Luna aprilie, da? Gata, domne, era făcută deja, mai ales că fusese ideea lui Câțu. Teste non-invazive erau propunerea mea. Bun, și mai departe, ce s-a întâmplat? Nimic, mă. La scurt timp, subiectul a fost îngropat. Nu mai gata, e ok, domne, dă-le încolo de teste. Uite că nici nu mai sunt atâtea cazuri. S-a dus pandemia, domne, gata, am scăpat, fraților, am scăpat, dictatorul a fugit. Recunosc-mi. Chiar dacă am fost un susținător foarte determinat. Pentru ca acum, în octombrie, să înceapă iar cu aceeași discuție. A început Câțu să pună presiune pe Agenția Medicamentului ca să omologheze mai repede testele de salivă. Suntem în octombrie, ne călărește valul 4, moare lumea! Sunt oameni care nu mai vor să-și lase copiii la școală, de teamă, protestează public. Câțu și Tâmpeanu s-au întors în luna aprilie, mă. Penibil, penibil. Dar ce penibil e puțin spus. 22.000 au fost răspunsuri afirmative pentru vaccinarea propriilor copii. 44.000 au fost răspunsuri indecise, iar 234.000 au fost răspunsuri negative. S-a supărat și ăsta pe oameni, gata. N-ai cu cine, domnul Câmpeanu, niște tâmpiți ăștia din popor, da. Cred că asta a fost ideea cu chestionarul. Da, au început să-și caute alibiuri, să se blindeze. Uite, domne, avem și dovezi, ne-am acoperit cu hârtii. Pe ideea, ce-ți facem cu voi, bă, că nu ne înțelegem și pace?
Ce, mai până luni iese tâmpeanul și ne spune atât? Băi, ia gata mă, de azi fiecare e pe cont propriu, da? Fiecare judecă cum îl taie capul. Haideți, haideți să mai schimbăm un pic subiectul, că la cum merg lucrurile vom fi toți pozitivi în câteva zile. Am înțeles că aia care n-au COVID au o viroză nenorocită zilele astea. Deocamdată testele mele sunt negative, dar na, am nasul înfundat. Mă rog, mai vedem și săptămâna viitoare când s-ar putea, dacă lucrurile nu se îmbunătățesc, să vă vedeți cu Ștefania. Așa, ce ziceam? Să schimbăm subiectul. Păi schimbă-l, mă, băiatule, mă. Ci că BNR lansează prima bancnotă cu chipul unei femei. Ce părere aveți că apar femei pe bani? Nu, nu sunt goale, dar oricât, e normal așa ceva? Ce femeie din România să punem pe bancnotă? Vax Populi. Banca Națională lansează prima bancnotă cu chipul unei femei. Nu e bine? Nu. De ce? Pentru că nu este normal. Să apară femeile pe bani? Da. Nu e normal. De ce? De ce vă deranjează? Apar istoricii care au fost înainte. Oamenii cu putere mare care au fost înainte. Pictori și așa mai departe. Nu femei? Nu femei. De ce? Nu suntem de acord. Nu suntem de acord. Nu se pricep femeile la bani sau nu sunt potrivite pentru? Nu sunt potrivite pentru să le avem în buzunar femeile. Având în vedere pentru că dacă eu bag bagnota în buzunar, exact există o prostituție în chestia asta. Ecaterina Teodoroiu va fi pe prima bagnotă cu o femeie. Nu știu, cum vedeți lucrul ăsta? Foarte bine. Nu au fost până acum femei pe bani? De ce credeți că până acum nu au fost femei pe bagnote? Nu știu de ce, dar este foarte bine ca și femeile să aibă același drept ca bărbați. Există, nu știu, o femeie din România care ar merita să apară pe o bagnotă? Nu știu, chiar nu știu. Poate doamna Șoșoac. E bine să apară femeia pe bagnotă, nu e bine? Femeia trebuie să se lăcrățiță ei, nu... Nu pe bani? Nu pe bani. De ce credeți că o să apară și pe bani acum? Nu știu, că mi se pare normal. Important să aibă valoare bagnota respectivă. Asta, un pic mai așa. Asta e mai important. Asta e mai important, nu contează. Să aibă valoare, adică să aibă putere de cumpărare, să zic așa. Este vreo femeie din România care ar merita să apară pe bagnotă? Nu. Sincer, nu. De ce? Chiar nici mamă. Așa că acum. Să punem pe bagnotă, doamna. Să punem încheitare. Pe ce bagnotă ar merita doamna Șoșoacă? Eu cred că pe cea de 500. Am avut și în trecut femei care meritau puse, dar dacă așa a fost conjunctura ca să pună numai bărbați. Dar acum merită și femeia să apară, merită și femeia. Păi nu avem aceleași drepturi. Da, egale cu bărbatul. Dacă o să aveți în mână la un moment dat o bagnotă cu chipul unei femei, ce faci? Nu știu. Nici nu țin în mână. Chiar dacă are o valoare mare bagnota? Nici nu țiu. Mă duc și o dau numai. Nu trebuie așa ceva. Nu țineți, nu o băgați în buzunar? Să... Nu, îi dau drumul, nici nu vreau să o văd așa ceva. Avem vreo femeie în România care să apară pe o bagnotă? Există vreo femeie? Elizabeta, cine să fie? Nu prea avem femei de capabile în România să apară? Nu. Tot bărbații spune. Păi da. Femeia e... Pe care e rolul femeii? Ce trebuie să facă ea? Femeia trebuie să fie la cratiță, femeia trebuie să stai acasă, să-și facă treaba. Nu trebuie să fie ea pe bani. Că e bine să apară și femeia pe bani sau nu e bine? Nu. Nu e bine? Nu e bine. De ce? Cauza că e mai bine bărbatul decât femeia. E mai bine bărbatul. Da. Femeia de ce nu ar trebui să apară? Cum vine. E mai bine bărbatul să fie sănătos. Până acum nu au fost femei, adică nu avem femei pe bagnote. Acum vor să o pună pe Ecaterina Teodoroiu, dar nu vedeți. Nu trebuie încă un comandat. Deocamdată tot bărbatul să fie mai bine. Dar de ce nu e bine femeia? De ce? Nu știu, nu convine bine. Avem noi o femeie care ar merita să apară pe bagnotă, România? Depinde după ele, dacă ar merita bine, dacă nu, asta e alegerea lor. Dar n-a specificat cu nimic, ce simț ar avea. Tot bărbatul să apară. Lumea ar rămâne blocată, șocată. Când ar vede chipul unei femei pe o bagnotă de 100 de lei și pe o bagnotă de 50 de lei chipul unui bărbat. Dumneavoastră, dacă ați avea în mână o astfel de bagnotă, ce ați face cu ea? M-am luat cu ape, dar aș folosi-o. Se pricep femeile la bani? Se pricep să-i cheltuie bine. Atât? Da, asta e... Vă vine vreo personalitate din România, o femeie care ar merita pusă pe o bagnotă? Nu știu ce să zic. Sunt multe care ar... Spuneți-mi una, o femeie care vă place și ar fi potrivită. Potrivită ca model, ca... Punem pe bagnotă, pe... Sețe sau ca ce spuneți. Ca orice vă...
O știu, ceea ce mi se pare, eu apreciez mult pe Andreea Marin, singura care are un aspect plăcut, adică eu... Ar fi bine să apară pe munte, nu v-ar deranja. Nu m-ar deranja. Să avem pardon, am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securici. Acest program poate fi urmărit și pe primaplay.ro. Programul a fost sponsorizat de Sanopas. E simplu să ai grijă de sănătate.